12 octombrie, zi de joi, astăzi, uh, vară, jo jo sau cu toamnă, noi, o vară. Vine că să... e așa, mulțumim lui Dumnezeu. 27 de grade în momentul acesta afară. La soare. La, soare. la soare. E un pic cu din să știți. Dacă sau te mașină. uiți așa, din mașină, de pe geam, da, oh, da e bine, mulțumim încă o dată. să țină ține Dumnezeu mai mult. E, Iar, e de ar fi rău să mai și plouă, dar să nu se răcească tare. E de moțăit în mașină. Acum în... depinde dacă nu ești la volan, evident. Bun. Asta vreau să discutăm astăzi puțin despre contextul actual. Război. Uh, da. Deasupra noastră, la 2000 de kilometri de noi, 2000 și ceva de kilometri. Credeți într-un al treilea război mondial? În primul rând, aș vrea să fac o precizare că aș vrea să cad într-o capcană pe care am criticat-o de-a lungul timpului, în care toată lumea se pricepe la toate. Nu știu dacă ați sesizat în diferite emisiuni, uh, discută despre nu știu, reforma fiscală și apare un breaking news și tot aceleași persoane devin specialiști în războiul din Ucraina, după aceea la cel din Israel, după care se mai întâmplă peste o zi, nu știu, un cod roșu undeva, că de obicei tot astea se dau mai mult și sunt specialiști și în asta. Eu sunt mai ponderat în a deveni părelolog și cred că fiecare trebuie să se exprime din punct de vedere profesional în primul rând. Așa că ceea ce o să spun mă refer strict la ceea ce simt eu ca cetățean în contextul uh, pe care dumneavoastră l-ați descris, fără a avea pretenția că dau lecții cuiva. Asta e și intenția. Până la urmă contează și părările noastre. Da, evident, sau ar trebui. Sau cum simțim noi lucrurile? Păi, deloc confortabil, uh, în primul rând, așa cum am spus, ca cetățeni, pentru că, evident, apare sentimentul de îngrijorare, de frică, e un sentiment uman, de întrebări fără răspuns de multe ori. Uitați, Ucraina, cât mai durează, cum se finalizează, Doamne ferește ce va fi, e în proximitatea ta, mai zboară câte o bucată dintr-o rachetă, dronă și la noi. Și tot din punctul de vedere al cetățeanului, dar să spunem nu din prima sau nu direct, dar cu efecte asupra lui, sunt celelalte și ce se resimte în economie. Criză, criză economică, uh, prețuri care o iau iar razna, aprovizionarea care merge mult mai, mai deficitar. Toate acestea reflectându-se în viața de zi cu zi a oamenilor. Cu atât mai mult cu cât lucrurile se complică, așa cum ați spus și în alte părți, pe glob. Evident că acum, odată cu globalizarea, cu accesul la informații, în orice moment, vezi în, în timp real ce se întâmplă oriunde pe glob, uh, să spunem așa, trăiești în mod intens și real. Ceea ce se și întâmplă ce și acolo. Înainte vreme, dacă îți dădea ceva, să o luăm așa, de la radio încoace, ceva știre la radio, alteori mai apărea ceva în ziar după câteva zile, dar evident că impactul este altul când vezi aproape de, de live. live sau uneori chiar live ce se întâmplă. De ce v-am întrebat? Ți se pare, mă scuzați, sunt convins că sub, și specialiștii pot să explice că subliminal, în mintea omului, trăiește mai intens pentru că parcă este și el acolo. Când vede live sau când vede la televizor imagini de acum câteva minute sau ore de ce s-a întâmplat în Israel sau fost și Gaza. De ce v-am întrebat? Pentru că vine Biblia și spune ferice de făcătorii de pace. Și aici o să vreau să discutăm puțin pe chestiunea aceasta, pentru că războai au mai fost pe alte continente, n-am fost informați așa cum a spus dumneavoastră. Și ne-am la noi, și, dar în ultima perioadă, să spunem. Ne-am dus viața 70 de ani. mai departe, cât de important este ca în mentalul nostru să păstrăm un echilibru, pentru că văd că trăim o zonă a labilității mentale tot mai accentuată. Păi, și aici apar conspirații, povești, se transmită uh, mai departe? Evident, același efect la care făceam referire puțin mai înainte, pe care îl dă posibilitatea de a fi informat, foarte bine informat sau uneori foarte bine dezinformat, uh, duce și la aceste efecte negative pe care le-ați le sublineat dumneavoastră. Acum, reîntorcându-ne re la Biblie, la ce ați spus, într-adevăr, e mult, mult, mult de subliniat în istorie cei care reușesc să facă pacea, nu cei care să aducă războiul. Acum e foarte greu, dacă privim istoric acea zonă, dacă ne referim acum la ultimele evenimente, știți că de-a lungul timpului a fost una din zonele cele, dacă ne fierbinți. luăm de la cruciade, când creștinii care cucereau, când lumea arabă, e o zonă și, și adevărul, știți, când, când se ajunge la din asta, este la mijloc. Evident că nu îți poți dori astfel de atrocități. Eu am urmărit un film care mi-a plăcut pe Netflix, acum nu cred că în publicitate, se numește Fauda sau Fauda. Și a avut mai multe serii de acum câțiva ani, produs de, de israelieni, dar uh, am apreciat foarte, foarte mult realismul. Din, din acea... aproape că puteam spune că e film documentar în care surprind realitățile să spunem așa, și de o parte și de cealaltă inclusiv uh, nu doar simbolic când spun asta și chiar și fizica gardului care desparte fâșia gaza de... pentru că... Uh, când se intre într-o astfel de spirală, chiar nu știu cum o mai poți opri și de aceea am spus că aici e, până la urma apanajul specialiștilor și încă nu cred că au găsit încă o soluție miraculoasă. Vedeam în, acea film, în acel film și, cu siguranță, era foarte bine ancorată în, în realitate, cum uh, pornind de la o faptă reală, de la un om uh, într-o familie, erau arabi, de exemplu, bine așezați, liniștiți, se întâmplă ceva cu careva din familie, se radicalizează tânărul care după aceea face minuni de te crucești dincolo, omorând oameni vinovați în Israel, reacția care vine de acolo contra și tot așa, un bulgare care se rostogolește la infinit și nu, nu e ok. De aceea uh, e foarte important și delicat cum reușești să oprești o astfel de spirală de la răzbunare care duce din nou răzbunare. Evident, acum, dacă întrebați pe oricare uh, om din Israel, sau nu mai vorbim de cei din familie de acolo, ce și doresc? Reacție. Reacție. Dacă o să mergi în urmă dintre cei, că nu le pot spune decât nebun, doamne, artă mă, sau teroriști care îi vedeam în, pe motociclete și pe acolo omorând, o să găsești nu știu când, acum câțiva ani sau zeci de ani, că nu știu care rachetă care a, sau obuz care a căzut lângă ei, a omorât copilul și devină, e tot poporul israelian. Adică gândiri din astea, nu sunt. Influențe religioase, apoi, vedeți, mentalități din, dintr-o religie în alta, E și, e și un conflict al. al... Oh, aici intrăm. <laughs> și în nu. Fel, de aia am spus de, foarte, de la început, nu-mi cereți. Foarte, foarte complicată. Dar, dar nici în un nu e normal, nu? Așa ceva nu ați, se poate. Ați și... amintit de cuvântul gard. E o soluție gardul sau uh, desfințarea gardului și încercarea unei uh, căi de. negociere? Să vă... Pentru să... că. Și să... în politică pot să mă izolez. Da, o să vă dau un negociți. răspuns rabinic. <laughs> Cred că o perioadă e necesar gardul. Dar dacă uh, faci doar gardul, n-ai rezolvat nimic și uite-ți dovada. Uh, Matei să nu fiu înțeles greșit. Uh, nu vreau să nominalizez. Și noi am avut și încă mai avem Europa, dar România cu atât mai mult, anumite comunități să le spunem, fără să le nominalizăm, care sunt uh, mai certate cu cu legea, să spunem, cu normele, dincolo de lege, cu normele etice, cu normele bunului simț și le puteți constata într-un grad mare de sărăcie. Uh, odată cu intrarea în Uniunea Europeană și înainte, în preaderare, au fost foarte mulți care tot au venit să ne dea indicații pe aici, cum să integrăm, cum să facem, ce să facem, exact gândindu-se la un lucru până la urmă corect. Că degeaba vei. Au fost situații și la noi în care s-au făcut zid, s-au încercat sau au fost puși la marginea orașului, tocmai pentru a te apăra e instinctiv și uman. Dar dacă nu reușești să ridici, cum să spun, să rupe acest, 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 acest cerc vicios, adică de la un moment dat, cel puțin o generație care se ridică de acolo, să fie educată ea, să înțeleagă mai bine realitățile. Atunci nu va putea fi nici atât de ușor influențată de percepte chiar religioase greșite, cum sunt unele interpretări din ce am înțeles că nu, nu pot să spun că am citit din Coran care spun unii că ar da voie să ucidă, să distrugă asta. dacă au un grad ridicat de, de cunoaștere, cultură, învățătură nu mai este atât de ușor de, de, manipulat. Și de aceea am spus că poate în prima fază e necesar un gard, pentru că nu poți să ceri unor oameni care trăiesc pașnic, liniștiți ca cineva să le perturbe zilnic sau la un interval de timp uh, viața lor și educația copiilor și viitorul lor, dar în același timp să faci eforturi foarte mari pentru că nu e ușor și eu am spus-o așa schematic acum că se întâmplă într-o generație. Cred că e vorba de câteva generații bune. Mă gândesc la zidul Berlinului. Uh, Bun, acolo totuși au fost două, un popor și două Și totuși două două țări. au reușit să fie integrați ulterior. Și se vede aici educația. Vreau să vă întreb, educația este cumva uh, o soluție pentru prevenirea conflictului? Cu siguranță. Dincolo de uh, unele... Uh, Așa o, o luăm de la persoană la persoană, acum, fără să mergem la țări. Unele persoane știm că sunt mai impulsive. Temperamentul. Temperamentul. Deci clar că este reglat genetic, dar, cu siguranță, oamenii care sunt educați, care au un grad de cunoaștere, ca așa cum a asumi de învățătură ridicat, au o altă abordare și privesc altfel lucrurile decât cineva care nu din vin. și atenție că de cele mai multe ori nu din vina lor comunități care sunt ținute în sărăcie, vrei, nu vrei, acolo, sunt și oameni inteligenți și oameni care s-ar apleca spre educație, spre școală. Ei, la rândul lor, să formeze altă generație pe care o să le știți, așa ca dintr-un, cum să zicem, dintr-un laște, într-un amol, unul să-l reușească să iasă și să-l tragă pe celălalt și celălalt și celălalt. De-am spus că schematic e vorba de o generație, sigur va fi mai mult. Și e foarte greu, sunt relațiile de familie acolo. Gândiți-vă când, indiferent de o parte sau de cealaltă, dintr-un motiv sau altul, de unor stupid, moare unul din familie, din cauza celorlalți, cum se extrapolează totul. Mă gândesc la poveștile celor care au supraviețuit Holocaustului, care au iertat, cu siguranță, care au decis la nivelul minții să ierte tot încercând ceea ce v-am spus dumneavoastră, ei fiind mult mai educați, mult mai civilizați, încercând să facă ca din acel gard la un moment dat să fie o punte. Foarte greu. Acum noi filozofăm puțin păstrând cel puțin ridicăm întrebărie. proporția și greutatea cuvântului, dar lucrurile sunt complicate. Apoi sunt interese economice. De multe ori oamenii simpli, puțin educați, sunt folosiți. Cei care se educă nu mai pot fi atât de ușor folosiți. Încep să înțeleagă care-i pasul 2, ca la șah. Dacă nu știe să joace șah, știi că mută pionul în față. E care știe deja a treia mutare în față, se vede, stai, că de fapt se urmărește altceva. Eu sunt folosit aici. sau Sunt dus la, apropo de șah, am fost pus la înaintare, dar sunt la sacrificiu, de fapt. Eu nu înaintez, oh. regresez. Asta e interesant. Mi se dă senzația că sunt la înaintare, când de fapt sunt de... Eu sunt la sacrificiu. Limesc loviturile. Dar avem nevoie de oameni. Și întotdeauna Eu... în astfel de lucruri, și el mai mult suferă oamenii nevinovați. Nevinovați acei tineri și familiilor din Israel. Cu siguranță o masă, nu știu cât, mai mare sau mai mică, de nevinovați, ca din să luăm din fâșia Gaza, care acum stă fără curent, fără electricitate. Cu... Am văzut, uitându-mă la televizor, mi-am dat seama că au încercat să bombardeze țintit anumite obiective pe care probabil le folosesc uh, uh, forțele răului. Când explodează și prăbușesc unul, o clădiri mari pe acolo, prin jur, dacă ai avut, și tu o amărâtă de locuință, ca să nu-i spunem altfel. Da, oricum situația... Spitalele de acolo, cum sunt. Nu, nu, e. Nu e deloc bine și uitați cum se duce firul de-a lungul istoriei de la acele lupte care erau atunci duse arhaic, dar tot la fel de sângeroase și cu probleme, cu, cu popoare luate în robie, translatate, păstrând proporția vremurilor. vremurilor și nu reușim să... Că tot vorbim de educație... Să depășim acel gard. V-ați întâlnit cu... ați avut? Am avut vizita doamnei al educației. De, doamna Ligia Deca. Da, a avut întâlnire, să spunem, cu cei din domeniu, cu directorii de școli, cu inspectoratul școlar. Noi aveam punctual câteva obiective. Mm. Cel mai important, care știam că ține 100% de de domnia sa de minister, respectiv investiția de la Palatul Copiilor, unde am și fost la fața locului, care este aproape de finalizare, se lucrează la finisaje în interior și evident că trebuie finanțată în continuare. Am dus și la liceul Baptist, am invitat-o, am dus-o, scuzați da. în termenul, mă rog, evident că noi am condus-o acolo și la dorința celor de acolo, tocmai pentru a vedea că se poate, că se poate și eu tot susțin un lucru de ani de zile și îl, îl transmit, mai ales celor de la București. Uitați, doamnă, aici n-a venit cineva să facă doar el. Primăria a dat un teren și mai ajută acolo cu infrastructură, bani privați până la urmă, că vin de la biserică, prin biserică, de la oameni, să ridice o clădire. Aș, astfel de uh, asocieri, să le spun, ar trebui susținute de stat să spună, ok, când este așa, venim și noi, cu o sumă de bani, cu o finanțare, cu ceva, ca să-i mobilizezi. Altfel, unii sunt învățați în țara asta, nu spun în care zone istorice, doar așa, să ne... Dă. Doamna ministru, când ne faceți școala? Doamna ministru, când ne faceți grădinița? Sau domnul ministru, sau domnul premier, domnul președinte, să ne dea la spital? Să... Mamă, hai să facem un mecanism în care dacă cineva contribuie cu ceva, Automat și guvernul pe acolo Și atunci ai determin și pe cei de acolo, mai să facem și noi un pic că primim. Altfel suntem învățați, unii șmecheri că mai și primesc, iar alții în postura, să mă scuzați, a celor care doar plătesc tot timpul. Deci, copartener. Parteneriatele, co -autor, co cum doriți, să le numim cum doriți, așa mi se pare. Simți, simți că nu ești singur și simți oarecum că nu ești. Hai să. Nu, da, folosesc, nu ești înșelat. Altfel, noi aici la Arad și nu doar noi, zona asta istorică, suntem uneori că avem sentimentul că suntem înșelați. Da, proporțiile pot să difere, pentru că, într-adevăr, țara trebuie să dezvolte, toată țara sunt, sunt, zone, sunt zone mult mai defavorizate, sărace, și atunci acolo o să fie 99%, să zicem, na, contribuția, 90%, aici poate putem discuta statului și 1% sau 10% a celor de acolo. La noi să fie alt, altă. Știm că. Pe, proporție. Pe vremea comunismului se încerca uniformizarea. A, nu doar a țării care. Țării a ar are, dar cea mai gravă era al aminții. E vreo problemă dacă anumite orașe, anumite. A, anumite culturi din orașe sunt. A, mai sus decât uh, celelalte vorbim aici economic, adică de ce să nu, dacă noi avem resursele noastre, de ce să nu fim înaintea celorlalți? Nu e o problemă să fii înaintea celorlalți, să fii un bun exemplu pentru ceilalți. Și de, cost... de a distribui uh, cât de cât echitabil, să spunem, resursele, nu mă refer doar la cele a solului, subsolului, cum se spunea, și a PIB-ului unei țări, astfel încât să, una, pentru că de la un moment dat încolo ce se poate întâmpla? Cineva sau o zonă să ia avânt să meargă, iar celălalt să se regreseze. Asta este și un principiu al Uniunii Europene. Faptul că ce discutăm noi de atâția ani la noi, că ne bani europeni, că ne dau europenii bani, tocmai în ideea asta este. Ca ei, ca să, ajung, ca să așa, ca să avem o șansă să ajungem din urmă, cât de cât. Altfel, ei cu bunăstarea și cu producția care o au și plusul care îl au se tot duc, iar noi nu mai reușești. Acela, același lucru e valabil și într-o țară în diferitele regiuni ale ei, de a încerca să, să... Pentru că ridicând acea zonă de acolo și ea la un moment dat va, de, va ieși pe plus, nu e tot pe minus și va aduce un, plus. încă un plus, o plus valoare întregii țări. Cum la fel se reglează Intră în societate, de obicei, prin uh, impozitele pe care statul le pune, și vedeți, mai ales în țările foarte dezvoltate, în care uh, marile bogății sunt mult mai mult impozitate decât cele mici. Tocmai pentru a mai opri din avânt, avânt și a, a se întoarce în beneficiu întregii comunități, ce este, a depinde cum e reglat acolo mecanismul, uh, acea plus valoare. Că tot ați amintit de impozite. Sunt uh, șansă să crească? pentru anume. Nu avem intenția asta. N-au crescut de vreo 7 opt ani. Că este bine. suficient să alung Dar, cum lumea virtuală, ideea da. să vor, vor crește impozite ca lumea, Doar. fără să verifice? Exact. Asta pusesem la începutul discuției noastre. Doar că legea te obligă în fiecare an să, să aplici, să majorezi până la urmă curata inflației și lucrul acesta îl aplicăm, că ne obligă legea dar nu este o măsură de creștere substanțială, pentru că inflațiile, mă rog, acum ce e un pic mai mare, dar în rest au fost 3, 4, 5%. Cei care stau la casă și au uh, termotecă, au da. pornit termoteca bucurându-se de... Unii da, unii ba. unii da, Atenție, unii ba. La fel... Au avut varianta. Deci ei da, au avut, bun, da, acum și lu, Orice, au avut... știi cum zic, Ardelean nu că să ai lucru tău, știi, și la de tren, când o scăpa trenul, zice eu ne vezi, dacă nu avem lucru nostru, na, plecă. Na. Deci cam așa e și aici. Una este să ai acel... Și alta este, într-adevăr, un sistem centralizat. Sistemul de centralizat, cu plusurile și minusurile lui, să accentuăm minusurile. Acum nu poate fi așa, pornit azi, oprit mâine, e o întreagă procedură și ați fi avut și o surpriză, eu am constatat, am deja experiența aceasta după câțiva ani, încât unii sunt mai guralivi, că vai, dar nu o pornit, dar cei mulți, tot la fel ca și cum am spus acasă, las că nu o pornim încă, nici eu n-am pornit-o acasă. Iar dacă e vorba de o independență, independență la prețurile la care s-a ajuns acum și toți nu mai plătim uh, metri cub și tot de toți kilo. plătim kilovat sau megavat sau de ce uh, cheltuim, dacă chiar e o seară, o noapte mai friguroasă, avem varianta electrică în care avem independență fiecare dintre noi ca acum. să compensăm pentru câteva ore sau ai un copil mic. Cred că orice om responsabil și nu e diferență mare la... Că Trebuie nu ne să câteva nopți cu... Sub Asta e pe lege ca să se facă o regulă întotdeauna, nu știu câte nopți să fie sub 10 grade pentru a putea avea cadrul legal să pornești. Noi o să fim destul de ponderați, nu ne mințim, nu e treabă simplă, nu e ușoară, iar Verificări. eforturi financiare foarte mari pentru noi toți, încă suntem pe acel sistem vechi, ne chinuim cu o licitație, deși am fost primii din România, alții n-au altă treabă, numai să conteste. Vedeți, cât suntem de lipsiți de pragmatism. Și puteți, folosesc pluralul, deși noi din administrația locală nu creionăm legi, nu le, noi le aplicăm. Și o să vedeți, pe măsură ce va trece timpul, că încă unii nu se sizează. PNRR-urile, prin care s-au finanțat destul de multe proiecte, inclusiv al nostru cu CET-ul, cu valori mari, au un termen foarte strâns, respectiv trebuie să consumați banii până la finalul 2026, n-aș vrea să greșesc acum. Ne-am asumat România acest lucru, dar nu ne-am uitat, omule, noi avem o legislație internă destul de stufoasă și greoaie, inclusiv a licitațiilor și a posibilităților de a contesta și recontesta și termenele destul de lungi și repunere în termen și iau de la capăt. Lucru care, hai să zicem, deși nu e normal ce acolo, ți-l permiți când e pe bugetul tău sau chiar și a Uniunii Europene care e de 6-7 ani până la urmă dar când discutăm de 2 ani și un pic, 2 ani jumate, 3 și noi o ținem pe aceeași legislație și unii șmecheri o țin numai într-o contestație, uneori chiar că nu se înțeleg doi competitori știți, tot așa, pe amina, nu-i că nici tu nu o iei. Exact. Da, dar pierdem noi, pierde țara, pierde România nu suntem în stare să modificăm niște acte normative făcute de noi nu ni le-au făcut nici rușii, nici cei din fâșia Gaza că nu se poate E păcat de Dumnezeu și unde Şi trebuie umblat la lege la cei Cine? care sunt. Păi avem decidență avem guvern avem premier avem miniștri secretari de stat parlament agenții când ai în momentul când dacă da, tare mă tem că unii sunt ori nu le pasă ori nu, au n-au lipsă de experiență. în momentul în care ți s-a spus domnule banii ăștia vii dăm dar într-o perioadă foarte scurtă de timp de a ani de zile primul lucru trebuia să zicem da ok pe fraților la masă hai să vedem că noi la noi e un pic mai complicat. Democrația mă lasă să depun contestație pentru că până la urmă aveam. A, nu se pune în problemat. momentul în care există rea voință și aici e A, de la bun, loc. ești la mijloc, e greu să o demonstrezi acum, e greu să o să o pui într-o sală, dar măcar ă, strângi niște termene. Ai niște instituții care de-a lungul timpului și au creat astfel de legislație ca să nu fie deranjate foarte mult. Are termen să se pronunțe, nu știu, dăm-le, domne, de azi pe mâine. Sau dacă e o documentație foarte stufoasă, nu știu, două zile, trei zile. Oameni buni, asta este. Acum se lucrează 12 ore pe zi în instituția asta, în perioada asta, că la toți ne-e greu. Și se închide un subiect, așa? Un eveniment recent în Arad care a pus cumva o pată pe bă, poliția locală. Da, și am fost destul de reținut în ieșiri și publice pentru că este o anchetă penală în curs și nu vrem să fim părelologi. Există tendința am, da, vă rog să denigrăm o instituție atunci când. Evident. care e formată din persoane. Păi și acolo uh, luați -o. Am explicat toate cuiva și tot nu i-a plăcut. Uh. Instituțiile sunt așa, piramidale, să spunem. Cu cât e mai mare baza piramidei, sunt un număr mai mare de oameni care te poți, vedeți în general, Poliția Națională, la nivel național, care are mii de oameni, câte unul mai face câte o boacănă. La noi, dacă privim la 150 de oameni, sub 150, în atâția ani, s-a întâmplat un incident odată și ăsta încă în cercetări și acuzații și nu vreau să intru în această polemică. Dacă se întâmplă de mai multe ori într-un interval de timp, atunci poate fi un semnal, nu că îți dorește așa ceva, dar este statistic, acolo e o problemă în, eu știu, management, în regulamentul de funcționare, în cei care coordonează, conduc și așa mai departe. Dar cine poate să fie, nu știu, seara sau noaptea sau și ziua după, nu știu, care echipaj, ce facem? Punem controlori după controlori, că și poliția locală ni se cere să fie cât mai prezentă, cât mai mulți peste tot și atunci ce să facă? Dacă unul din ei da, e foarte greu un astfel de momente, nu știu ce a fost acolo, nici nu interferez, aștept dacă se ajunge până la partea de judecător, că așa unii vor să-și facă reclamă, că evident că una sună când, cum a spus dumneavoastră, e anchetată, poliție, alta decât dacă, dacă era... se băteau doi oameni care aveau tocmai dăduse răpunga jos de la gură. Foarte multe voci. Și, și e foarte dificil, vedeți aici iar vorbim, că am început cu acea limită, cu acel gard. M mă pun în postura mai ales jandarmeria care are de multe ori intervenții, că poliția locală mai mai puțin. Gândește acolo că de obicei nu s-a dus nimeni să-i dea una la un om pașnic de pe stradă și ăla e recalcitrant, dă în, în, în organ, cum se spune, aruncă, nu știu ce face, lovește, ăla i dă înapoi. E, acum care dă mai tare și după aia se întâmplă ceva. Vă dați seama, nu e deloc ok, evident, când se, se întâmplă astfel de, de necazuri. De aceea nu vreau să. Nu, că suntem subiectivi, din păcate, în astfel de situații. Dincolo de a fi subiectiv, nu subiectivi, am spus că nu devenim parelologi, nu suntem specialiști în așa ceva. E închetă, îi lăsăm pe cei de acolo să-și facă. Da, stai, hai să înțeleg că faptul că ne exprimăm vis-a-vis -vis de anumite. Um situații nu ne pune într-o Eu sper că nu, context. eu încerc să nu judec cum judec dacă... unic, 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 pe alții accentuând și spunând tot timpul că nu am pretenția că noi ne pricepem la tot și toate sa, și nu, că nu sună rău. Da, și că ceea ce spune, domne, știu eu, așa, dar da, eu sunt primar, domnule, dacă vă spun eu că e așa, Că eu mi-aș putea spune punctul de vedere în ce privește teologia apofatică din perspectiva eu părintelui Stăniloae, glum, da? glumesc acum pentru că e în natura meseriei, dumneavoastră în, în zona dumneavoastră, dar faptul că cineva vorbește despre chestiunea asta nu trebuie neapărat să Mai ne ales când fie... este un subiect public, evident, nu, nu se pune vreodată. Când mai ai și o, uite, a spune de poliția locală, e în cadrul primăriei, este la noi acum, nici nu să luăm, nu știu, n-am auzit, nu știu, domnule, habar, n-am, domnule, nu, să vedem. Nu, suntem rezonabili. Își mult. fac și cercetările interne, dacă pot corecta în proceduri ceva între timp binevenit, dar unii m-au întrebat, domne să facem noi o cercetare. Au venit și consilieri, că acum toată lumea, nu vreau să supăr pe nimeni, consilieri locali, să facă comise de anchetă, Mai oameni buni. <laughs> și dacă, am pus o întrebare, cum zic eu, de inginer, și dacă concluzia voastră este alta decât a procurorului, adică, haideți să fim totuși... Cu picioarele în apă rece. Ceea ce spun eu de foarte mult timp, în fiecare domeniu, să lăsăm specialiștii să-și facă Am meseria. Am fost săptămâna trecută într-o țară străină, în care existau patru poliții în contextul respectiv. Da. Au foarte multe voci vis-a-vis uh, -vis de desfințarea poliției locale. Sunt voci. Sunt și discuții, și aici. Eu unul. Încerc tot afel să fiu rabin. În afară de radarul deci, care l-am luat, eu n-am văzut poliție foarte multă pe... Asta e una din marele probleme, dar nu vreau să interferez cu alte instituții. De când s-au înființat polițiile locale, au dispărut cam din orașe naționale și jandarmeria decât la unele evenimente și vedeți peste... sau îi vedeți în oraș de multe ori sau de cele mai multe ori spunându-se că trebuie mai mulți, că nu sunt suficienți Aici, în ce privesc polițiile locale, noi întotdeauna lucrăm pompieristic. Când s-a pornit cu ele, s-a pornit așa, sunt, angajăm și apoi îi trimitem la cursuri, cam așa se întâmplă. Am spus, oameni buni, cine nu mai auzit așa ceva? Ca să practici o meserie, trebuie să-ți faci o școală înainte. Ai diplomă de la școală, aia poți să vii la concurs. N-ai diplomă, nu vii la concurs. N-ai studiile sau școala respectiv făcută. Eu aș fi lăsat da, chiar nu e meseria noastră, ne spunem așa. Acum o spun ca primar. Școlile de poliție, poate suplimentam numărul acolo. Când terminai obligatoriu, mergeai în poliția locală. Cu milităria de rigoare, cu tot ce știu ei așa. Unii, după un timp de, timp de ani, pot să urci, să mergi spre poliție națională, jandarmerie, instituțiile, să spunem, de interes național. Alții rămân în cea locală, să mai dai din, din, din presiunea care era pe Poliția Națională unele din atribuții, pentru că sunt ăsta. Altfel ai două categorii, unii cu școală și unii care o fac mai așa, mai din urmă. Nu e ok. Apare, apare o discuție între ei, unii consideră pe ceilalți. Nu e nu nu ok din punctul ăsta de vedere. Poate fi o variantă și au wow, existat, să existe doar poliția națională. Dacă mă întrebați pe mine, la cum o luăm câteodată noi așa în extreme, mi se pare că ne-am prea democratizat și acum. Nu aș face o militară, cum a fost. Deși nu cred că ai putea pune Poliția Națională să oprească tirurile care au intrat pe zona A fără să plătească... Ia vedeți, apar unele Lucruri care țin strict de, de administrație locală, deși, Ar ce făcea și înainte și naționala de la circulație? A, ești undeva unde nu respecti o reglementare. Primește amenda. Dacă tot e acolo, echipajul. Bun, ne E de... un document pe care îl faci și îl remiți mai departe. Care e diferența că îl scrie cel de la locală și îl trimite... Ne apropiem de finalul discuției de astăzi. Am uh, început po povestea, discuția cu uh, războiul din uh, Israel și am amintit acolo făcător de pace. Ce da. ar trebui să facem ca să ducem uh, pace atât la nivelul uh, de comunicare, de a liniști pe ceilalți din jurul nostru, cât și, uh, nu știu, la avea grijă de noi, de sufletul de spiritul nostru în a păstra liniște acolo. Vă referiți la noi acum, în comunitatea Hanați, noastră. În comunitatea noastră, desigur. Uh, cred că, în primul rând, puterea exemplului. Nu poți să vii fariseu. No, tot, nu știu, tu să vorbești bucrit. de pace. Acum, în anumite limite, nu vreau să înțelegem că e ceva așa dogmatic, strict, că suntem oameni cu toții. Dar nu poți să spui să de pace și tu să fii o fire impulsivă și ăsta. Nu poți să. Putem da nu știu câte exemple. Deci, în primul rând, cred că puterea exemplului, apoi respectarea unor principii minime de conviețuire pe care îi le asumăm cu toții și ne ținem de ele. Dacă nu sunt unele bune, propunem schimbări, modificări, dacă sunt în vigoare, le respectăm. Toleranța. Evident, toleranța. Uite. Dar toleranța până unde? Pentru că dacă peste gardul vecinului meu se Pai, întâmplă vedeți. lucruri... Uh... Acolo trebuie Pai... să să intervină autoritatea. Uneori la noi s-a diluat foarte mult și această autoritate. Fie că ea este a comunității locale, dacă vorbim primărie, consiliu județean, fie că vorbim de cea statală. Pentru că de la un punct încolo, ceea ce noi spunem tot vrem o țară ca afară, dăm exemple de acolo, nu s-au civilizat doar cu vorba bună. Vorba bună este pentru cei care vor, cum se spune, să înțeleagă de vorbă bună. Unii, într-o proporție mai mare sau mai mică, nu înțeleg decât altfel. Și, în general, frica. Frica în sensul, nu ăla, cum am avut noi din comunism, a existenței tale. Frica că te vede, frica că te amendează, frica că, uite, nu respecti ceva și o să-ți vină amenda. Frica că rămâi fără permisul de conducere dacă faci aia, aia te face să... Dau exemple de astea simple de înțeles. Uh, și practice pentru că de când mi-a fost luat s-a terminat povestea cu suspendarea carnetului la o trecere de pieton. Să știți că reduc, sunt atent, vedem cât ține, dar în general... Uh... Asta este și ideea actului normativ. Cei care l-au inventat multe zeci de ani sau sute de ani în urma astfel de corecții, au văzut că doar așa se poate. Nu s-a inventat altceva, dacă era să inventa. Dumnezeu a inventat povestea corecției. Corect Alege și asta. binele și vei fi binecuvântat. Corect. Alege rău și vei fi cu probleme. Mulțumim, domnul Călin Bibarți pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc Ceva și eu. proiecte, mai avem două luni jumătate din nou an. Din vechi, din, din nou. Din nou Din actual, actual, actualul. Din <laughs> actualul an. Bun, vă dați seama că nu începem proiecte acum. Încercăm să finalizăm lucrările în desfășurare, în general cele care țin de asfalt, beton, mă rog, lucrări de, de genul Au acesta. Au fost puse, s-a început. Știu că fundația la trotuar din centru de pe Bulev. Da, lucrăm ca să câștigăm timp acolo și săptămâna asta am vorbit cu firma. Hai să mai explică un container cu gresie, cum îi spun eu, nu okay. gresie, mă rog, cu, cu piatra a, care vine a pusă. Be. A ajuns, altul pe drum. Okay. Eu sper că măcar un, un quartal să facem, în, să facă până la urmă în, în toamna aceasta, ca să vedem cum iese, cum se comportă peste iarnă. V-am spus, e, e ca un test pilot, altfel stop joc și reconfigurare traseu. De ce nu papuci cu talpă de iarnă? ca să nu patine. Până acum, pentru cu, că... Cu tocuri de iarnă. Tocuri de iarnă. Bine, mulțumim. Pe arcuri, ca să da. mergem mai ușor. Mulțumim, ne auzim cu ajutor de sus săptămâna viitoare și ne Și vedem. sperăm ca pe atunci să fie lumea mondială poate un pic mai calmă și cu ajutorul lui Dumnezeu să, să vedem orizonturile de pace, nu de război. Pe de altă parte, nimic nu este scăpat de sub control, ceea ce ne dă o anumită încredere. Sunt convins că doar că ajutorul Dumnezeu, acolo, chiar, doar Dumnezeu mai poate face minuni. Bun, punem punct emisiunii, mulțumim și eu.